Doamne, toți oamenii ce sfânt, puternic e altă lume și Sfântul Tău cuvânt. Iar ta muzică e marea și glasul Tău cel sfânt, iar prea mărit e acum, ce mare ești și sfânt. Împreună mare ești! Mare ești, Doamne, de sfânt.
slăvit să fie Domnul! Suntem aici înaintea Domnului. Noi suntem formați din trei părți, trup, suflet și duh. Și de multe ori venim la adunare pregătiți doar poate cu o parte sau două de a sta în prezența lui Dumnezeu. Venim cu trupurile noastre care le-am pregătit și am ajuns aici și câteodată și cu sufletele noastre, dar câteodată și de multe ori suntem în casa Domnului, dar duhurile noastre nu se conectează cu Domnul. În dimineața aceasta aș vrea să fim cu totul prezenți, în prezența lui Dumnezeu, aici în locul acesta unde Domnul se prezintă. Poate ți se pare o normalitate. Întrebați-o pe sora Cristina Noghi, dacă e normal să vii la adunare după săptămâni și săptămâni de controle și medicamente și tratamente. Întrebați-o pe sora Emanuela, care a văzut cum Dumnezeu a izbăvit o săptămână aceasta dintr-un accident și ginerele ei, care nu-i pocăit, a spus: am văzut două mâini albe care ne-a protejat mașina. Întrebați-o pe sora Cornelia, care spune: frate, vin aici că noaptea visez urât, noapte de noapte, am crescut la casa de copii și nu pot să dorm liniștit, îmi vin tot felul de gânduri și când vin aici simt eliberare, simt mângâiere, simt aici liniște. Da, pentru oamenii aceștia e o deosebită binecuvântare de a fi la casa lui Dumnezeu. Pentru tine care ești binecuvântat, care ești bine, care ai de toate, cum ai venit în dimineața aceasta aici? De ce trebuie Dumnezeu să ne treacă prin încercări? De ce trebuie Dumnezeu să ne treacă prin situații dificile? Să înțelegem că trebuie să ne pocăim și să venim înaintea Lui așa cum trebuie. E o dimineață specială în care aș vrea să-ți deschizi inima, să te apropii de Domnul în închinare, în rugăciune, în cântare, în ascultarea cuvântului și să fim aici o inimă și un cuget, așa cum era biserica primară, cu gândurile acestea. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului. Hai să cântăm împreună din cântarea Mai binecuvântat, o Doamne, cuvântul Tău cu mine ai împlinit. Și spunea fratele Cotrin aici: dacă am venit la adunare pe picioarele noastre, e un har, frați și surori. Strofa 3 spune așa: ești cetățuia mea și medic, privirea Ta o ai asupra mea, te îngrijești de mine, bun stăpâne, cum nimeni niciodată n-ar putea. Hai să cântăm împreună!
viață, Doamne, ținuiești bunătatea ta și îndurarea ta. Sănătate, viață dai, zi de zi primesc, Doamne, Tatăl meu, îți mulțumesc. Depinde de tine, depinde de tine. Mulțumim, Doamne Iisuse, lăudat să fii Tu în veci. Hai să reocupăm locurile pentru câteva momente, apoi ne vom ruga iarăși Domnului și vom veni înaintea Domnului cu rugăciune. Frați și surori, prieteni dragi, vreau doar să vă zic câteva cuvinte, apoi vom intra și ne vom ruga Domnului. Pentru cei care știți sau deja mă cunoașteți, anul trecut aici la Betleem, eu l-am mărturisit pe Domnul cum Domnul s-a îndurat de mine și
Mi-a dat vindecare într-un mod miraculos și Dumnezeu și-a proslăvit numele Lui. Și de fiecare dată când, de exemplu astăzi, cum Codrin spunea, dacă ai venit la adunare, poate alții și-ar fi dorit să ajungă. Au fost momente când am depins și eu de oameni și n-am putut să merg la adunare. Mi-aș fi dorit să fiu la adunare și știu ce înseamnă, o spun din propria experiență. Simțeam cum frații sunt acolo și eu nu puteam să merg. De aia spun că dacă astăzi suntem aici, un har din partea Domnului. Și spuneam, pentru cei care știți sau care nu știți, vă zic pe scurt, am trecut prin numai puțin de 3 intervenții pe creier. Am fost operat și au fost momente când am fost pe pat, nu puteam să fac nicio mișcare. Depindeam de oameni care mă luau, mă duceau într-o parte și în alta. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat acolo și m-a ridicat ca eu astăzi iarăși să-L laud pe El. Și nu vreau să spun mai multe, doar vreau să vă mai zic un lucru. Că periodic merg la un control, fiindcă e bine să ținem legătura cu medicii, să-mi mai îndea sfaturi, să mă îndrume. Și fix lunea trecută, săptămâna asta, am fost la un control, am mers împreună cu Corina, am călătorit până la București. Și vreau să vă zic ceva, avem un Dumnezeu bun care se îndură de noi. De fiecare dată, poate ai trecut și tu pe aici, printr-o problemă și mergi cu inima strânsă. Oare cum îmi voi reși analizele? Oare ce vor zice medicii? Vă mărturisesc că și eu, poate de fiecare dată când mă duc, parcă inima se face mică și nu știu ce va fi, nu știu ce îmi va zice doctorul. Dar Dumnezeu mi-a transmis prin acel medic că nu mai am nimic, că creierul meu este curat. Cum să nu-L laud pe un Dumnezeu, frați și surori? Vreau să ne încurajăm cu aceste cuvinte. Dumnezeul nostru este bun, însă vă zic ceva. Lupta asta nu e o luptă doar de duminica. Nu e o luptă doar de Crăciun sau de Paști. Vreau să vă spun ceva. Lupta asta, ca să o biruim, e o luptă de zi cu zi. Zi cu zi trebuie să ne apropiem de cuvântul Domnului. Zi cu zi trebuie să ne aplecăm genunchiul, să ne rugăm. Și zi cu zi, de zi de zi, trebuie să luptăm. Dacă cineva crede că venind doar o dată la adunare, la biserică, sau așa mai rar, și poate să biruie lupta asta, se înșeală. Vă zic ceva, trebuie să luptăm în fiecare zi și de fiecare dată când este aici program și când frații se adună, trebuie să fim prezenți, să ne rugăm Domnului și Dumnezeu să ne ajute la asta. Și vă îndemn să ne rugăm pentru ceva în dimineața asta. Și doar citesc Psalmul 73 și o să observați că nu vă mai trebuie prea mult îndemn și prea mult sfat sau îndemn să ne rugăm. Doar îl citesc, dumneavoastră mă urmăriți și apoi vom intra în rugăciune. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inimă curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca slavă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri, să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu
Și mi-am dat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și simțeam și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă? Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată, că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce-ți sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Oare putem citi împreună versetul ăsta 28? Hai împreună! Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc lucrările tale. Amin! Vrem să intrăm într-o rugăciune înaintea Domnului și vă îndemn în această rugăciune, în primul rând, să ne rugăm pentru noi, fiecare în dreptul Lui, fiecare în dreptul Lui să se roage. Fiindcă aici Asaf îl observăm cum se uita totdeauna în curtea celuilalt. Și vreau să vă zic ceva, frați și surori, constat ceva în ultima vreme, în ultima perioadă, parcă suntem focusați atât în adunările noastre, dar cu atât mai mult pe rețelele de socializare, cei care aveți și cei care urmăriți. Parcă suntem focusați, ia uite-l și pe ăla, ia uite ăsta, dar uite aia, dar uite cum așa, dar uite cum așa. Vă zic ceva, lucrurile astea nu aduc nicio zidire, până nu ne uităm cu adevărat în dreptul nostru și cine suntem noi. Până nu intrăm cu adevărat în prezența Domnului așa cum a intrat Asaf. Și vreau să ne rugăm personal pentru lucrurile astea. Poate uneori chiar ai dreptate și poate cauți să faci dreptate. Las că îi scriu eu acum. Vreau să vă zic ceva. Domnul Iisus Hristos la un moment dat dă o pildă. Pilda neghinei se numește. Și spune despre un rob, despre un stăpân care a semănat în țarina lui. Și robii aceia la un moment dat spun că, Doamne, dar n-am semănat noi doar grâu? De unde a apărut neghina aceasta? Să mergem acum, Doamne, parcă-i văd așa suflecați la mâneci și vor să meargă să smulgă. Și robul și stăpânul acela, care întruchipează pe Domnul Iisus Hristos, știți ce le spune acelor robi? Nu. Lăsați până la final. De aia vă îndemn, frați și surori, poate uneori vrem să facem noi dreptate, poate uneori ne uităm prea mult în stânga și în dreapta. Domnul Iisus Hristos spune, nu este treaba voastră, lăsați până la final. Treaba noastră este să ne uităm la noi. Și vreau să ne rugăm, în primul rând, pentru noi personal, ca Dumnezeu să ne dea propășire și să facem din El, așa cum am citit în ultimul verset, stânca, locul nostru de adăpost, să privim la El, să ne comparăm de fiecare dată cu El, cu Scriptura, să nu ne comparăm cu cei de lângă noi și Dumnezeu să ne ajute la asta. Apoi, ne rugăm pentru familiile noastre, ca Dumnezeu să ne dea biruință, să ajungem cu orice chip, să prindem și să ținem mântuirea până la capăt și Dumnezeu să ne ajute la asta. Soți, rugați-vă pentru soții, pentru copii, soțiilor, rugați-vă pentru soții dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, să ne rugăm pentru biserică, să ne rugăm pentru Biserica Betleem în dimineața asta, pentru cei care trec pe aici și își deschid gura ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, să le dea lumină și să conducă poporului către final. Frați și surori, observăm că parcă de la o zi la alta lucrurile se degradează. Observați și voi lucrul ăsta sau numai eu îl văd?
Îl vedeți și dumneavoastră. Știți ce îmi spune mie asta? Că Domnul este aproape să vină. De aia vă îndemn în dimineața asta. Hai să nu ne mai uităm la flecăriile din lumea asta, ci hai să ne uităm cu adevărat la cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este aproape, frați și surori. El vine cu adevărat să-și curețe aria și să-și aleagă greul lui. Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat roditori într-o lume care de zi cu zi, de la zi cu zi, de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, parcă se degradează tot mai mult. Și vreți să vă zic ceva, atrage pe cât mai mulți. Și vreau să vă zic ceva, inclusiv chiar pe cei aleși. Dar uite, domnule, cum ăla poate? Merg și eu. Nu e adevărat. Dumnezeu să ne ajute și să ne ferească de asta. Să nu ne comparăm cu oamenii, ci să ne comparăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați în picioare și dumneavoastră și intrăm în rugăciune. Ne uităm la noi personal, ne rugăm și îl rugăm pe Dumnezeu să ne țină pe calea Lui, să ducem mântuirea până la capăt. Pentru familia ta, roagă-te, și pentru Biserica Betleem, pentru cei care vin aici, să ne rugăm pentru păstorul de aici, pentru Onisim, și pentru cei care vin aici și își deschid gura larg, ca Dumnezeu să îndrume biserica asta către sfârșit și să o mântuiască pe toți cei care vor veni aici. Amin. Cu toată adunarea ne rugăm Domnului. Amin. 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 Puteți să reocupați locurile. Vrem să mai cântăm o cântare. E o cântare relativ nouă, însă când mi-a trimis-o e un prieten de-al meu care a compus-o și când am citit doar cântarea asta, nici n-am auzit linia melodică, am zis că mă identific cu ea și cred că mulți dintre noi ne identificăm cu ea. Refrenul ei spune așa: m-ai prins de mână tu cu brațul tău cel tare, când oamenii priveau și nu aveau răspuns. Cu mine tu ai fost în cea mai grea încercare și astăzi te slăvesc, iubit Iisus. Amin, amin. Am fost în deznădejdea grea, când am trecut prin clipe grele, tu mi-ai știut, Iisuse, inima. M-ai prins de mână tu cu brațul tău ce tare, când oamenii priveau dar nu aveau răspuns. Cu mine tu ai fost în cea mai grea încercare și astăzi te slăvesc, iubit Iisus. Glorie ție, Doamne Iisus. Ce am zidit s-a dărmat, tu mi-ai dat har și miruință, ai fost acolo când eu te-am strigat. M-ai prins de mână tu cu brațul tău cel tare, când oamenii priveau dar nu aveau răspuns. Cu mine tu ai fost în cea mai grea încercare și astăzi te slăvesc, iubit Iisus. M-ai prins de mână tu cu brațul tău cel tare, când oamenii priveau dar nu aveau răspuns. Cu mine tu ai fost în cea mai grea încercare și astăzi te slăvesc, iubit Iisus.
îți voi cânta cu dăruire și voi slăvi mereu numele Tău. Nu vreau să spun nimic, nu vreau să spun nimic de mine. Doar Tu ești înălțat, doar Tu ești înălțat, o Domnul meu. M-ai prins de mână Tu, cu brațul Tău cel tare, când oamenii priveau, dar nu avea răspuns. Cu mine Tu ai fost în cea mai grea încercare și astăzi Te slăvesc, iubit Iisus. M-ai prins de mână Tu, cu brațul Tău cel tare, glorie Iisus, când oamenii priveau, dar nu aveau răspuns. Cu mine Tu ai fost în cea mai grea încercare și astăzi Te slăvesc, iubit Iisus. Hai împreună! M-ai prins de mână Tu, cu brațul Tău, cu brațul Tău cel tare, când oamenii priveau, când oamenii priveau, dar nu aveau răspuns. Cu mine Tu ai fost, cu mine Tu ai fost în cea mai grea încercare și astăzi Te slăvesc, iubit Iisus. Și astăzi Te slăvesc, iubit Iisus. Glorie lui Iisus. Hai să mai cântăm și următoarea cântare asta, sigur o știm cu toții. Când eram pândit de o ispită, Tu mi-ai dat putere înzecită. Când eram pândit de o ispită, Tu mi-ai dat putere înzecită, curățit e vechiul veșmânt prin sângele sfânt. Când Satan a vrut să lovească, m-a păzit o mână cerească. Scut mi-ai fost, îmi ești și vei fi și în veșnicii.
să fiu mădular sănătos prin tine, Hristos. Iisuse, pe tine te știm, Cel ce ești pe sfânt și vin. Ochii mei spre tine privesc, o Doamne cere. Să nu ne luăm privirile de acolo de sus, de unde ne vine izbăvirea. Amin. Aș vrea să vă întreb dacă voi, când sunteți la lucru, puteți cânta. Putem cânta? Aș vrea să-i întreb pe cei care lucrează în construcții dacă atunci când duc un sac de ciment în spate, pot cânta. Putem cânta. Dacă se le întrebă surorile care vin de la cumpărături, cu gențele pline sau cu plasele pline de cumpărături, dacă pot să cânte. Dacă sunt haine mai noi, atunci puteți cânta mai bine, așa-i? De multe ori putem cânta în biserică și bine că o facem și trebuie să o facem, dar cântăm cu bagajele în spate. Dar cântăm cu sacul de ciment în spate, cânți cu păcatele în viața ta, cânți cu slujirea care ar trebui să o faci și n-ai făcut-o și duci o povară. Și aș vrea în dimineața asta, în rugăciunea asta, chiar dacă am cântat, chiar dacă ne-am închinat înaintea Domnului, aș vrea să facem o rugăciune în care să venim și să lăsăm poverile noastre la crucea Domnului Iisus Hristos. Matei 11:28 spune așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. În 1 Petru 5, haideți să deschidem și aici, să citim un verset. 5:7 spune cuvântul Domnului așa: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și El însuși îngrijește de voi. Aș vrea în dimineața asta să venim înaintea Domnului și să-i spunem: Doamne, așa de grea e povara asta care am cărat-o și care o duc cu mine de atâta vreme. Și aș vrea în dimineața asta, în următoarea rugăciune, să dăm liber la rugăciune. Să nu vă mai rugați doar pentru ce vi se spune de aici din față, ci să veniți cu povara care voi aveți în viața voastră, fiecare care o are în viața lui, și să o pună înaintea Domnului. Poate că e boală. Vino și pune-o înaintea Domnului. Aruncă-o asupra Domnului. Spune: Doamne, nu mai pot să o duc, nu mai vreau să o duc, ți-o dau ție. Spune cuvântul Domnului: veniți la El. Și dacă în dimineața asta vii la Iisus Hristos, El ne binecuvântează și se îngrijește de fiecare dintre noi. El se îngrijește de familia ta, El se îngrijește de biserica în care slujești. Aș vrea să facem rugăciunea asta, să-i dăm povara noastră Domnului și să avem credința asta și nădejdea asta și să ne aducem aminte că El se îngrijește de noi. Uitați-vă cum spune cuvântul Domnului: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și aș vrea să vă întreb, cu bolile ce trebuie să facem? Să le ținem asupra noastră? Cuvântul ăsta ne spune despre îngrijorare. Aș vrea să vă întreb cu suferințele din viețile voastre. Aș vrea să vă întreb cu cearta din familia ta, ce trebuie să faci? Aș vrea să te întreb cu durerea care o ai în trupul tău, care o ai în inima ta, cu durerea sufletească despre care se vorbea aici, ce trebuie să facem cu ele? Să le aruncăm asupra Domnului, pentru că El îngrijește de noi. Haideți să facem rugăciunea asta cu toată credința și să venim înaintea Domnului și să spunem: Doamne, avem așa de multe cauze, probleme, situații în care am vrea să intervii. Am primit două bilețele pentru care aș vrea să ne rugăm și aș vrea să le citesc. Aș vrea să ne rugăm, am primit un bilețel și spune: rugați-vă pentru Mirela ca Domnul să-i dea putere la nivelul minții să ia decizii bune pentru Domnul
și pentru copiii ei, pentru Adrian și Andrei, pentru ascultare de părinți, dar și pentru mântuirea lor. Rugați-vă pentru Valeria sau Valerica, Dumnezeu să o ajute să aibă o naștere ușoară, pentru Andrei, Denis și pentru ca Dumnezeu să îi aducă pe calea pocăinței. Amin. E dorința unei surori de-a noastre ca Dumnezeu să intervină. Poate că și dumneavoastră aveți în familiile voastre situații pentru care ați vrea ca biserica să se roage. Poate că și tu ai în familia ta probleme de care te-ai săturat, pe care le duci greu, pe care nu mai poți să înaintezi și simți că ai nevoie de intervenția Domnului. Ar vrea să facem rugăciunea asta bazat pe cuvântul ăsta, că El însuși îngrijește de voi. Și haideți să le lăsăm toate la crucea Domnului. Haideți să le punem toate la crucea Domnului, pentru că noi suntem mici și bagajul e mare. Și dacă mergem cu bagajul ăsta mare, nu putem să mergem mult cu el, pentru că o să cădem de oboseală. Dar dacă le punem la crucea Domnului, o să merem ca vulturi, zburând, și să putem să ne apropiem mai mult de Domnul. Aș vrea să facem rugăciunea asta, dar înainte să facem rugăciunea, aș vrea să vă întreb, printr-o ridicare de mână, dacă mai sunt și alte situații, cauze pentru care vreți ca biserica să se roage. Toți acei care aveți o cauză sau o problemă și sunteți cu mâna ridicată, spuneți-le Domnului. N-avem timp să le spunem toți părând aici în față, dar avem timp să le spunem Domnului următoarea rugăciune. Ia-ți timpul ăsta, e liber să te rogi cum poți și cum vrei, ca Dumnezeu să aducă mântuire în familia ta, ca Dumnezeu să aducă vindecare în familia ta, ca Dumnezeu să cerceteze gaiul și poltura și zona asta pentru care noi ne rugăm și vrem ca Dumnezeu să intervină. Aș vrea să ne punem pe genunchi înaintea Domnului și să ne rugăm ca El să se îngrijească de fiecare dintre noi. Amin. Poate mulți dintre dumneavoastră vă întrebați de ce ne rugăm așa de mult. Poate mulți dintre voi veniți și spuneți, dar ce-i nevoie așa de strigăte, de exteriorizări din astea stranii de multe ori? Vreau să vă spun că noi suntem o biserică apostolică. Așa se numește biserica noastră, biserica apostolică. Și dacă ne uităm în Cartea Sfântă, la apostol, la biserica primară, ne dăm seama că ei stăteau cu zilele și se rugau. La porunca Domnului Iisus a spus să nu vă depărtați de Ierusalim, ci spune că ei stăruiau în rugăciuni, în cereri și în mulțumiri. Dar nu doar de pe vremea apostolilor, Cartea Sfântă Biblie, ascultați-mă, spune că Dumnezeu, după ce l-a creat pe Adam, după ce l-a creat pe om, l-a pus în grădină și spune că Dumnezeu a avut inițiativa să stea de vorbă cu omul. Însuși Dumnezeu simțea că trebuie să stea de vorbă cu creatura, cu creația pe care El a pus-o în grădină și spune că în fiecare dimineață Dumnezeu îl căuta pe om ca să stea de vorbă cu omul și vorbea cu Adam. Mai apoi, dacă ne uităm în celelalte capitole din Genesa, capitolul 4, când Dumnezeu vorbește cu Abel și cu Cain, dacă ne uităm, ascultați, Domnul a vorbit lui Cain, versetul 4 din capitolul 4, apoi versetul 9, Domnul a zis lui Cain, versetul 10, și Dumnezeu a mai zis lui Cain, versetul 15. Domnul i-a zis, evident, lui Cain, și în continuare vedem cum Dumnezeu avea inițiativa aceasta și dorința să stea de vorbă cu omul. Asta a fost dorința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne poate vorbi nou, ascultați-mă, prin multe feluri. Dumnezeu ne poate vorbi prin vise, Dumnezeu ne poate vorbi prin natură, Dumnezeu ne vorbește prin cântare, Dumnezeu ne vorbește prin predică, Dumnezeu are metode în care să ne vorbească nouă. Dar ascultați-mă, noi ca și oameni avem o singură metodă să-i vorbim lui Dumnezeu, și anume rugăciunea. Așa a lăsat Dumnezeu ca noi oamenii, când vrem să-i spunem ceva Domnului, trebuie să ne închinăm și să ne rugăm înaintea Domnului. Și poate vi se pare mult, 10 minute de rugăciune. Nu știu dacă e mult, dar dacă ai o persoană iubită căruia vrei să-i spui ceva, îți dai seama că nu-ți ajunge 10 minute, 15 minute. Acum gândiți-vă retrospectiv în săptămâna care a trecut. Cât i-ați vorbit Domnului? Cât ați stat de vorbă cu Domnul, cât v-ați rugat.
De câte ori ați lepădat telefonul sau gândurile care le aveam de la servici, de la școală, din gospodăriile noastre și am stat de vorbă cu Domnul. Aceasta e singura metodă în care noi ca și oameni putem să-i vorbim Domnului. Stăteam, mă gândeam astăzi că aș fi vrut sau mi-ar fi plăcut sau m-aș fi gândit că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, însuși venit din cer, care îl cunoștea pe Tatăl, mi-aș fi dorit sau aș fi vrut ca să aibă o altă metodă în care să stea de vorbă cu Domnul. Ceva special, o comuniune deosebită între ei. Dar spune Biblia că însuși Domnul Iisus, când avea nevoie să vorbească cu Tatăl, spune că se ruga. Și avea obiceiul acesta să iasă noaptea, să se ducă într-un loc retras și să se roage Tatălui. Dragi frați și surori, dacă însuși Iisus, Fiul lui Dumnezeu, n-a avut altă metodă încât să stea de vorbă cu Dumnezeu, cu Tatăl, cu atât mai mult noi. De aceea, obișnuiți-vă, când veniți la casa lui Dumnezeu, aici la Biserica Betleem, să nu vi se pară prea mult că ne rugăm. Să nu vi se pară prea mult să stai de vorbă cu Domnul, să-i spui, să-i povestești Domnului, așa cum îi povestești prietenei tale, prietenilor tăi, să poți să stai de vorbă cu Domnul și să-i aduci, așa cum spunea Florin, îngrijorările tale, problemele tale. Asta e metoda pe care Dumnezeu a lăsat-o, de aceea noi ne rugăm așa. Apostolii, așa cum am spus, stăteau zile și credeți-mă, când stai zi, l-asculți pe unul că se roagă, apoi l-asculți pe al doilea. Nu cred că asta a fost metoda în care se rugau pe rând sau unul stătea în fața lor și citea dintr-o carte de rugăciune. Asta e părerea mea. Cred că toți stăruiau și se rugau cu cereri pentru că avem un Dumnezeu atotputernic, atotprezent, care e capabil să ne asculte pe fiecare atunci când ne rugăm. Lăudat să-i fie numele. Am vrut să fac această precizare pentru că am știut că sunt aici persoane care nu ați fost obișnuite cu acest fel de închinare. Este o închinare biblică și noi ne dorim ca Dumnezeu să coboare aici în biserică, lăudat să fie Domnul. Haideți în continuare să mai cântăm pentru lauda Domnului o cântare, timp în care ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie, apoi ne pregătim inimile și ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Beniamin. Amin. Mai vreau rusalii cu lin de foc, să le împrăștim pe fiecare, să ne atingi cu Duhul Tău. Doamne, vreau o trezire și într-un gând și o simțire, să fim cu toți și să cântăm în limbi umilie. Doamne, mai vreau rusalii. Doamne, mai vreau rusalii cu limbi de foc, să le împrăști pe fiecare, să le atingi cu Duhul Tău. Doamne, vreau o trezire și într-un gând și o simțire, să fim cu toți și să cântăm.
Slăvit să fie Domnul! Binecuvântat să fie numele Dumnezeului nostru care ne-a mântuit! Să ne apropiem de Sfântul Cuvânt cu inima plină de mulțumire. De mulțumire că în dragostea Lui Dumnezeu s-a atins și de noi. Că în dragostea Lui Dumnezeu s-a îndurat și de noi. Nu era dator să o facă. N-avea nicio datorie. Dar a făcut-o pentru că ne iubește. Slăvit să fie numele Lui. De aceea să avem inima plină de mulțumire. Aș dori să citim cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni, și vă spun, tot am încercat să citesc mai puține versete, dar o să citim de la versetul 1 până la versetul 16 inclusiv. Și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească încă de la citirea cuvântului. Îi cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu care are putere, slăvit să fie numele Domnului. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Efeseni, capitolul 4, începând de la versetul 1. Începe cu un sfat. Doamne, ajută-ne să urmăm sfatul. Vă sfătuiesc, dar, eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vretnic de chemarea pe care ați primit-o. Ajută-ne, Doamne! Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Ajută-ne, Doamne! Aceasta să fie un obiectiv al nostru, să păstrăm unirea Duhului. Nimic care să ne separe. Este un singur trup. Trupul lui Iisus Hristos, biserica. Un singur Duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn. O singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, glorie Lui, care este mai presus de toți. Și foarte important, care lucrează prin toți și care este în toți. Lucrează în tine și în mine. Slăvit să fie numele Lui și lucrează prin noi. Și cu toate că avem această unitate desăvârșită a unui singur Dumnezeu, a unui singur trup, dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Glorie Domnului! Aș vrea să fim atenți la citire, dar fiecăruia dintre noi. E trist că de multe ori în practică e ceva de genul, dar unora dintre noi, harul le-a fost dat. Nu. Dar fiecăruia dintre noi. Și în acest fiecăruia sunt inclus eu și ești inclus și tu. Suntem incluși fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coboruse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit, mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Glorie Domnului nostru Iisus Hristos, despre El este vorba. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. De ce i-a dat? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Ajută, Doamne, Biserica Betleem să crească și să se desăvârșească sfinții din Biserica Betleem ca să slujească pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la statura de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ajută-ne, Doamne Iisuse, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Și aș vrea să fim atenți. Pentru că avem doar, sunt doar două variante. Ori creștem să ajungem la statura plinătății lui Hristos, ori o să fim copii purtați încoace și încolo.
Doamne, ajută-ne să creștem. Ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat. Și aș vrea să fim foarte atenți, că e vorba despre mine și e vorba despre tine. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, nu unele încheieturi, prin ceea ce dă fiecare încheietură, adică eu și tu, își primește creșterea potrivit cu lucrarea, adică cu slujirea mea și slujirea ta, slujirea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Glorificat să fie numele Domnului. Ajută-ne, Doamne Iisuse, la aceasta. Pentru cei care ați fost miercuri la biserică, știți că am vorbit despre slujbele împărăției. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să continui. Și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să ajungem să fim conștienți că suntem chemați să slujim pe Dumnezeu. Că fiecare dintre noi suntem importanți și că Dumnezeu ne-a dat harul de a sluji, ne-a făcut onoarea, mare onoare, de a ne face lucrători împreună cu El, slăvit să fie numele Lui. Și mă rog ca Dumnezeu să ne înflăcăreze și să-L slujim pe El. Aș vrea să fac o mică recapitulare. Miercuri am vorbit despre slujbele comune. Și am arătat că fiecare dintre noi, absolut fiecare dintre noi, suntem chemați să slujim Domnului cu post și cu rugăciune. Suntem chemați fiecare dintre noi să slujim Domnului cu dărnicie. Și suntem chemați fiecare dintre noi să slujim Domnului prin mărturia noastră. Acolo unde suntem așezați, să lăsăm lumina noastră să lumineze. Și am arătat atunci că e vremea să luăm în serios fiecare dintre noi aceste slujbe. Că nu mai este timp de pierdut, ci că e vremea să le luăm în serios. Că e vremea să trecem la treabă. Am arătat că sunt puncte de plecare pentru alte slujbe. Că dacă vrem mai mult, trebuie să le facem pe acestea prima dată și Dumnezeu ne va încredința mai mult. Am arătat că sunt așa de importante încât pentru mulți dintre noi sunt slujbele, doar la slujbele acestea ne cheamă Dumnezeu. Dar sunt extraordinar de importante. Și mă rog ca Dumnezeu să ne conștientizeze de lucrul acesta și să începem să slujim cu post și cu rugăciune, cu dărnicie și cu mărturie. Acolo ne suntem, să lăsăm lumina noastră să lumineze. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. În această zi am să vorbesc despre mai multe tipuri de slujbe care mai sunt în Biserica lui Dumnezeu, pe care mulți dintre noi le avem, pe care mulți dintre dumneavoastră le aveți. Și mă rog, acei care sunteți conștienți de ele și lucrați cu ele, Dumnezeu, prin mesajul din această dimineață, să vă îmbărbăteze să munciți mai mult și mai bine pentru Hristos. Iar cei care ați luat un prosop și ați pus talentul în prosop, mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să mergeți să dezuropați talentul și să începeți să lucrați cu el. Să nu-l lăsați acolo undeva. Să-l dezuropați și să începeți să lucrați cu el. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Citeam miercuri și aș vrea să vă duc aminte. Dacă îngrop talentul, vei fi aruncat afară. Dacă îngrop talentul, nu există. Nu-l putem cumva păcăli pe Dumnezeu. Doamne, l-am îngropat, l-am mai scos, parcă aș mai fi făcut ceva. În ziua cea mare, dacă am îngropat talentul, ni se va spune, rob, viclean și leneș, pleacă. Doamne, milă de noi. Și ajută-ne să luăm în serios, să iau în serios. Pentru că ce ne-ar folosi? Și vă întreb, ce v-ar folosi, dragi frați și surori? Să vii o viață întreagă la biserică,
Să fii prezent aici. Să te chinui puțin. Și la sfârșit să-ți zică rob, viclean și leneș. Eu ți-am dat. Trebuia să slujești. N-ai slujit. Ce folos. Doamne, dă-ne harul Tău. Și primul tip de slujbe care aș vrea să vorbesc și citeam aici în Efeseni, sunt slujbele de zidire. Dumnezeu a lăsat în biserică și lasă în biserică și cheamă oamenii în biserică ca să aibă slujbe de zidire, ca să zidească biserica. Și foarte interesant și important de reținut pentru noi că Dumnezeu cheamă și dă aceste slujbe nu atunci când biserica e zidită. Uneori noi avem gândirea aceasta. O, să dea Dumnezeu oameni cu slujbe, apostoli, proroci, învățători, când e totul bine, când e totul sus, când noi suntem sfinți toți și desăvârșiți. Nu. Ei sunt dați pentru zidirea bisericii. Nu trebuie să așteptăm un moment în care suntem, să zic așa, la apogeu și atunci. Nu. Ci noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să scoată lucrători ca biserica să fie zidită. Și aș vrea aici să punctez iarăși cât de importantă îi slujirea în rugăciune. Domnul Iisus Hristos, când a fost vorba de acești oameni care să zidească și să contribuie la înaintarea împărăției, a spus că secerișul, cum e mare, puțin. Și ce ni s-a spus? Rugați! Adică să ne rugăm, Doamne ajută-ne! Să ne rugăm ca Dumnezeu să scoată lucrători în via sa, slăvit să fie Domnul. Și el a dat aceste slujbe și le-am citit, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători și mai sunt și altele enumerate în Corinteni. N-am să le iau pe fiecare în parte, dar aș vrea să vedem câteva aspecte importante pentru aceste slujbe. Și aș vrea să vedem modul în care la un moment dat putem să îngropăm talentul și ce gânduri ne pot veni ca să îngropăm talentul să nu mai lucrăm cu ele. Și primul lucru care ni se cere, dar asta ni se cere la fiecare slujbă. Și o să vedem că sunt mai multe și aș dori să fiți atenți. Prima este statornicie. Statornicie în slujba la care ne-a chemat Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Roman 12:7 spune, cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Ajută-ne, Doamne! Dacă suntem chemați să ne ținem. E foarte important. Uneori ajungem să ne implicăm poate prea multe lucruri și să nu ne mai ținem de slujba la care ne-a chemat Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne ținem de slujba la care suntem chemați. Și să nu tratăm cu superficialitate, asta înseamnă. Să dăm atenția cuvenită. Te-a chemat Dumnezeu să faci un lucru. Te-a chemat însuși Dumnezeu care a creat cerul și pământul să faci un lucru. Tratează cu seriozitate, cu statornicie. Depune efort, depune transpirație. Apostolul Pavel vine, Petru vine și ne spune să ne dăm și noi toate silințele. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. O metodă și un mod de a îngropa talentul când ești chemat la o slujbă este nestatornicia. Să începi să faci 100 de lucruri și să nu faci niciunul bun. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Aș vrea să vă spun că suntem într-un timp în care există un pericol extrem de mare. Aș vrea să fiți foarte atenți. Când lucrurile bune, subliniez bune, ne împiedică să facem lucrurile la care suntem chemați. Trăim o vreme în care lucrurile bune ne împiedică să facem lucrurile la care suntem chemați și la care trebuie să le facem. De multe ori, Dumnezeu ne cheamă la o lucrare. Ne cheamă la o lucrare și ni se pare, ni se spune, du-te și fă lucrarea aceea.
Și ni se pare, domnule, da mă, da, uite când mă cheamă Domnul, acum nu zic neapărat, dar poate să fie, îi repetiții de cor și Domnul te cheamă să mergi să dăruiești. Și tu nu mergi pentru că tu ai repetiții de cor. N-am nimica cu corul. Îți bune și corurile. Dar câteodată suntem așa de prins să facem anumite slujbe care nu suntem chemați, încât slujba la care suntem chemați, pe aia nu o facem. Pe aia nu o facem. Și lucrurile bune, că-s bune lucrurile respective, nu-s rele, ne împiedică să facem lucrurile la care suntem chemați. Doamne, e milă de noi. Și ajută-ne să facem lucrurile la care suntem chemați. Pentru că aș vrea să vă mai spun un lucru aici. Când o să vină ziua judecății, nu o să ne întrebe Dumnezeu ce am făcut cu talanții pe care nu i-am avut. Nu o să ne întrebe Dumnezeu, mă, de ce n-ai lucrat cu talentul pe care nu l-ai avut? O să ne întrebe ce ai făcut cu talentul pe care l-ai avut. De aceea să lucrăm și să facem la ceea ce ne cheamă Dumnezeu. Și să nu lăsăm nimic, nici măcar lucrurile bune, să ne împiedice să facem slujba la care suntem chemați. Apoi, următorul aspect când vorbim de slujbe, și asta e în general valabil la toți, dar și la slujbele de zidire, este că trebuie să facem cu măsură. Cu măsură. Foarte important. Și citeam și aici în Efeseni și recitesc, spune, își primește ca creșterea potrivit, ultimul verset, cu lucrarea fiecărei părți în măsura, în măsura ei. Și 1 Petru 4 cu 11 cuvinte, Petru ne spune și ne învață așa. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui slavă este, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și foarte important lucrul acesta. Foarte, foarte important lucrul acesta. Să slujim după puterea pe care ne-o dă Dumnezeu, după măsura credinței pe care ne-o dă Dumnezeu. Uneori vrem prea mult. Alteori vrem prea puțin. Uneori spui, hai frate că pot, că văd că Dumnezeu a pus în tine. Nu, frate, eu nu pot. Hai soră că văd că Dumnezeu a pus. Nu. Niciuna dintre ele nu e bună. Nici să vrei prea mult, dar nici prea puțin. Doamne, ajută-ne să lucrăm după măsura la care Tu ne-ai chemat. Și vreau să vă spun că nu poate învățătorul sau învățătorii să aducă toată învățătura din biserică. Nu poate păstorul să aibă grijă de toate oile din biserică. Nu poate cel care are darul ajutorării sau darul cârmuirii să facă tot binele, să organizeze totul în biserică. Nu. Nu se poate. Fiecare după măsura la care l-au chemat Dumnezeu și Numeri, capitolul 11, versetul 14, Moise, un om deosebit, dar care la un moment dat slujea peste măsura ce putea el. Era mai mult decât putea el. Deși a fost un om extraordinar și spune, eu singur, spune Moise, nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, aș vrea să fim atenți, unde poate să ducă în momentul în care luăm prea mult asupra noastră. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, ca să nu-mi mai văd nenorocirea. Și un alt mod de a îngropa talentul, e depresia. Depresia. Moise spune aici niște cuvinte care îl pun pe Moise pe buza depresiei. Mai puțin și cădea și Moise în depresie. Când vrei să faci prea mult, când îți iei prea mult, ajungi de fapt să nu mai faci nimic. Ajungi de fapt să ajungi în depresie. Și foarte important să fim atenți la acest aspect. Nu să repet și la celălalt. Să nici să nu te subestimezi și să nu mai faci nimic.
Apoi un alt aspect despre slujbele acestea. Trebuie făcute cu dăruire și înțelegere. Și foarte important lucrul acesta. Foarte important. Ești chemat la o slujbă și aici în special la slujbele acestea misionare, la slujba de evanghelist și de apostol. Vedeți, uneori Dumnezeu cheamă anumiți frați și anumite surori și îi trimite într-o lucrare cu totul și cu totul specială. Vă mărturisesc, uneori nici eu n-am înțeles. Am auzit că a venit un misionar din SUA în Curtici. Deci să caute asta în România, mă. Vă mărturisesc, a fost primul gând. Ce să caute asta în România, mă? Să meargă în alte parte să misioneze. Apoi am stat mai bine și m-am gândit, dacă un om, dacă un om din Curtici se pocăiește prin lucrarea lui, înseamnă că tot ce am gândit eu e zadarnic. Înseamnă că omul ăla chiar a fost trimis din Statele Unite să fie să misioneze în Curtici pentru un om. Că e mare lucru să se pocăiască un om. Să vină din întuneric la lumină. Așa de repede uneori ajungem să judecăm lucrurile acestea. Dar ce trebuie și ăla? Acolo vrea să fac. Aia vrea să fac. Mai și aia la altă parte, îți pune Dumnezeu pe inimă să faci o lucrare mai specială. Și vezi că aia alți nu simt ca tine. Nu trag ca tine, nu sunt așa implicați ca tine, pentru că Dumnezeu a pus-o pe inima ta. Și ajungi la un moment dat să zici, bă, că ăștia nu-s ca mine, n-au tragerea asta de inimă. Și ajungi să-i desconsideri. Ajungi la un moment dat să zici, bă, cred că în biserica asta mai eu mai spocăit. Că uite, eu mă lupt, alții. Și ajungem la neînțelegeri de genul. Aș vrea să spun, când Dumnezeu îți pune ție pe inimă o lucrare, înseamnă că tu trebuie să o faci și să implici pe alții. Dar nu vor simți alții cum o simți tu. Nu va apăsa pe inima altora cum apasă pe inima ta. Pentru că Dumnezeu ți-a dat-o ție. Ți-a încredințat-o ție. Și să zic, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să lucrăm. Și aici, modul de a îngropa talentul e separația de biserică. Adică când vezi că ceilalți nu simt ca tine și nu fac ca tine, te separ. Zici, oricum n-am nevoie de ei. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Și ajută-ne să lucrăm. Și aș vrea să vă spun, poate mai mult, slujbele acestea de zidire sunt pentru noi bărbați. Așa au rânduit Dumnezeu. De ce au făcut-o așa, Dumnezeu știe. Dar așa au rânduit Dumnezeu. Așa au rânduit Dumnezeu. E adevărat, sunt și slujbe de zidire care sunt făcute și de surori și Domnul să le binecuvinteze. Acum o să trecem la următoarea parte și aș vrea să vorbesc despre slujbele de legătură în biserică. Și asta aș vrea să vă spun că și pentru noi, frații, dar preponderent pentru surori. Și m-am gândit un pic și m-am uitat un pic și mi-am dat seama că e cumva ca și într-o casă, că și noi suntem în casa lui Hristos, în casa lui Dumnezeu. Vedeți, de obicei, într-o casă, bărbatul e cu ziditul. Și soția ține casa. Așa e de obicei. Bărbatul e cu ziditul și soția ține casa. Și m-am uitat și mi-am dat seama că cam așa e și în biserica lui Hristos. Și aș vrea să vedem cum slujbele de legătură în biserică. Și prima, aș vrea să o priviți și mai ales dumneavoastră surorilor. Și aș vrea să vă întrebați bine dacă ați lucrat cu slujba aceasta. Nu toate sunteți chemate, dar multe dintre voi sunteți. Și prima e slujba îmbărbătării. Poate sună ciudat ca surorile să aibă slujba îmbărbătării, dar asta e adevărul. Și noi, frații, o avem. N-aș vrea să fie, dar multe surori au. Și Romani, capitolul 12, iară, citesc și versetul 7, îl repet. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine îmbărbătează pe alții să se țină
de îmbărbătare. Doamne, ajută-ne! Aș vrea să te întreb, când ai lăsat cuvintele alea care ți le-a pus Dumnezeu pe buze să îmbărbătezi pe alții? Când le-ai spus ultima dată? Poate ți se pare ciudat, da? Să îmbărbătezi pe alții. Ce-i? Aș vrea să vă spun că ăsta iară e un mod de îngropare a talentului. Nemulțumirea față de slujbă. Domnule, zici, eu am vrut altă slujbă. Cum îmi pune mie Dumnezeu pe inimă să mă duc la cineva și să încep să-i spun cuvinte de îmbărbătare? Ce slujbă și asta? Eu aș fi vrut altă, aș fi vrut să predic, aș fi vrut să cânt, alte slujbe. Și ne socotim slujba la care ne-a chemat Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, când ai îmbărbătat ultima dată pe cineva? Când ai făcut această slujbă pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ție? Uneori privim slujba la care ne-a chemat Dumnezeu cu indiferență și nu știm cât de importantă e slujba noastră. Aș vrea să-ți spun că slujba de îmbărbătare la care te-a chemat Dumnezeu poate să fie diferența dintre viață și moarte, dintre iad și rai. Cuvintele tale pot să ridice. Cuvintele tale pot să dea iarăși elan să meargă mai departe. Cuvintele tale de îmbărbătare pe care ți le-a pus Dumnezeu în inimă. Doamne, ajută-ne să slujim. Uneori poate ne împiedică rușinea. M-am gândit la lucrul acesta. Poate și în biserică te împiedică rușinea. Ai un cuvânt să-l spui undeva, un cuvânt de îmbărbătare și te gândești, Doamne, ce o să zică dacă mă duc să-i zic, mă? Ce o să zic? Am mai spus odată aici și repet foarte pe scurt. Am trecut și eu printr-o chestiune de genul în care Dumnezeu mi-a spus, du-te și vorbește cu un frate. Și zic, Doamne, ce să mă duc? Nu-l cunosc, mă duc eu și mă bag așa în seamă. Dar păi ce să mă duc? Și așa m-a mustrat Duhul Domnului că nu m-am dus încât duminica viitoare când l-am văzut, am zis, trebuie să mă duc acum, că mai mă mustră încă o săptămână și nu mai fac față. Și m-am dus și am vorbit, m-am împrietenit, după care mi-a spus, că i-a spus soției că dacă nu-l bagă nimeni în seamă, nu mai vine la biserică. Și Duhul Dumnezeu m-a spus mie, mi-a dat o slujbă, du-te și vorbește. Și Duhul Dumnezeu îți dă ție o slujbă, du-te și vorbește, du-te și îmbărbătează. Fă diferența dintre viață și moarte, dintre iad și rai. Și zici, nu mă, nu. Dar de ce să zic, e prea puțin. Doamne, ai milă de noi. Apoi, tot aici, și foarte importantă, și iarăși o slujbă pentru surori. Slujba mângâierii. Ai cuvinte de mângâiere. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5:11. Știi cum putem să îngropăm acest talent care face și de care e așa de mare nevoie în bisericile noastre? E așa de mare nevoie în bisericile noastre. Știți cum îl îngropăm? Să credem că lucrarea și slujba la care ne-a chemat Dumnezeu se întâmplă prin alte slujbe. Și zici, mă, dar au predicat învățătorul, au predicat păstorul și au adus un cuvânt de mângâiere. E adevărat că mi-a pus și mie Domnul pe inimă și în gând un cuvânt de apreciere și de mângâiere pentru cineva. Dar au zis păstorul, mă. Au zis păstorul și dacă au zis păstorul, a fost cuvânt de mângâiere, de ce să o mai zic și eu? Și credem că slujba la care ne-a chemat Dumnezeu să o facem, o fac alții. Fals, extrem de fals. Aș vrea să vă spun că pilda talanților ne spune, dacă ajungem să credem că slujba noastră o fac alții, adevărul e că o să ajungă să o facă. Dar și ce să se întâmple? Talentul nostru o să fie luat. Și dat celui ce are. Doamne, ai milă de noi. Nu-mi doresc ca niciunul dintre noi în ziua aceea mare a judecății, în care Dumnezeu ne va judeca, să-i se spună, dar talentul, cu talentul de ce n-ai făcut nimic? Doamne, ajută-ne să lucrăm. Aș vrea să vă spun că această slujbă a mângâierii e extraordinar de important. Știți de ce?
Pentru că dacă n-ar fi fost importantă, n-ar fi lăsat-o Hristos în biserică. Că Hristos nu face nimica care să nu fie important. Hristos nu face nimica care să n-aibă valoare. Tot ce face Hristos are valoare. Tot ce lasă Hristos are valoare. Însuși Dumnezeu spune că cum mângâie o mamă pe copii să-i, așa vă voi mângâia eu. Însuși Dumnezeu mângâie. Și cum ai putea să spui că slujba ta nu e importantă? Doamne, ai milă și ajută-ne să lucrăm. Apoi, a lăsat Dumnezeu în biserică și iarăși la surori mult și la frați, slujba de ajutorare. Toți suntem chemați să facem bine, așa cum am spus, absolut toți suntem chemați să facem bine, dar nu toți avem darul binefacerilor. Nu toți suntem așa de prinși și așa ne pune Dumnezeu pe inimă în așa mare măsură să facem binele, cum îl pune Dumnezeu unora dintre noi. Și acestora care Dumnezeu le pune pe inimă să facă binele așa, îți chemați de Dumnezeu să ne implice și pe noi, pe ceilalți, care nu avem acest dar. Și aș vrea să vă spun că cred că Dumnezeu da multe daruri de binefacere în Biserica Betleem. Numai poate că le-am îngropat. Și nu știu motivul pentru care l-am îngropat și mă gândeam aici la un motiv și la un alt mod de a îngropa talentul, e când te ajută alții să-l îngropi. E te ajută alții să-l îngropi. Și era să fiu unul dintre aceia care să pun și eu lopata, știi? Mâna pe lopată să ajut la îngroparea talentului. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat înțelepciune să mă opresc. Vă mărturisesc că la un moment dat am ajuns să fiu iritat de faptul că, și nu o spun spre lauda nimănui, am ajuns să fiu iritat de faptul că portbagajul mașinii noastre e tot plin. Păi că vreau să pun și eu un lucru, uite, plin, mă duc o dată, e plin. Mă duc a doua ori, vreau să pun tot plin, mă. Păi, mai să-mi sară moștarul, să mă duc la soție să-i spun vreo două. Înțelegeți? Să-i spun vreo două. M-am dus la soție și am spus, dar de ce tot plin portbagajul ăsta? Și îmi spune, păi acolo alea trebuie să le duc acolo, acolo alea trebuie să le duc acolo. Și am înțeles un lucru. Că portbagajul mașinii nu mai e a meu, e a Domnului. Și poate că multe portbagaje ar trebui să fie a Domnului, dar nu-s. Înțelegeți ce vă spun? Poate multe portbagaje ar trebui să fie a Domnului, dar nu-s. Domnul să vă ajute. Domnul să vă ajute. E slujba la care v-a chemat Dumnezeu. E slujba. Și e extrem de important. Nu e importantă, e extrem de importantă, slăvit să fie Domnul. De aceea aș vrea să dăm atenție și să privim la slujbele la care ne cheamă Dumnezeu. Apoi, mai un tip de slujbe și apropii de încheiere, să nu trecem peste ele, sunt slujbele organizatorice, darul cârmuirii, diaconii, conform Scripturii. Poate te-a chemat Dumnezeu și s-a dat darul cârmuirii. Te-a chemat Dumnezeu să organizezi. Te-a chemat Dumnezeu ca prin tine lucrarea să propășească. Fii tu, știi ce zic mulți? Lasă-mă să facă păstorul. Lasă să facă păstorul. Ba mai mulți unii zic, lasă să facă păstorul că doar de-aia îl plătim. La noi, la Betleem, oricum nu-l plătim. Deci nu putem să spunem lucrul ăsta. Lasă să facă păstorul, că oricum nu-l plătim. Lasă să facă păstorul. În Faptele Apostolului, capitolul 6, ni se spune, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune pe care vom pune la slujba aceasta. Există și Dumnezeu te cheamă și să fii implicat poate într-o parte de organizare.
să organizez ca lucrarea să meargă bine. Și cei mai mulți se scuză care au darul acesta, lasă să facă păstorul. Lasă să facă învățătorul. Dar nu ești schemat. Nu-i slujba lor, ci slujba ta. Doamne, ai milă de noi. Și ajută-ne să lucrăm cu talentul pe care ni l-ai dat. Și aș vrea să mai spun aici un mod de îngropare a talentului. Și asta e în special pentru surori. De multe ori să ajungi la lucrul acesta să spune slujbele sunt doar pentru frați. Slujbele sunt pentru frați, noi nu avem ce să facem. Și îți vine la nivelul minții să slujească păstorul, să slujească învățătorul. Când tu, dragă soră, ești chemată să slujești. Fiecare dintre noi suntem chemați să slujim și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. E adevărat și repet ce am mai spus. E adevărat că unele slujbe Dumnezeu așa o rânduit să fie doar pentru bărbați, dar sunt extrem de multe. Majoritatea slujbelor sunt și pentru dumneavoastră, surorilor. Și tare mult mi-ar place să știu că le luați în serios. Când bărbătarea o luați în serios, că mângâierea o luați în serios, că dărnicia o luați în serios, că rugăciunea și postul le luați în serios, că facerea de bine, că mărturia le luați în serios. Slujbele extrem de importante la care Dumnezeu ne cheamă. Și El le împarte în biserică fiecăruia îi dă câte ceva de făcut. Și zic, Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru împărăția Ta. Aș vrea să ne rugăm și, înainte să ne rugăm, aș vrea să vă aduc aminte că vom fi judecați după credincioșia în slujba noastră. Dumnezeu ne-a chemat la o slujbă și în ziua aceea ne va întreba ce ai făcut cu ce ți-am dat. Eu acolo te-am chemat. Degeaba îi vom zice lui Dumnezeu, Doamne, dar eu am făcut și aia, și aia, și aia. Dumnezeu, dar eu te-am pus să faci alea. Eu nu te-am pus să faci alea. Eu ți-am dat o slujbă. Și știi ce va fi trist? Când Dumnezeu ne va arăta, uite, dacă îți făceai tu slujba a care te-am chemat, uite, ăla n-ajungea iad. Dacă mereai și îl îmbărbătai, ăla nu se lăsa de pocăință. Eu ți-am pus în minte și în inimă, du-te și vorbește cu el. Dar tu nu te-ai dus. Te-ai zis, las că fac altceva. O, Doamne, milă de noi. Ce trist. N-aș vrea niciunul dintre noi să simțim asemenea tristețe. Dumnezeu ne va întreba ce ai făcut cu talentul pe care ți l-am dat, slujba la care te-am chemat. Noi de multe ori vrem să facem multe și credem că suntem chemați să facem noi extrem de multe, nu. Dumnezeu ne-a chemat la o slujbă și aia trebuie să o facem. Și dacă aia o facem în ziua veșniciei, Dumnezeu ne va spune, fără nicio îndoială, bine rob bun și credincios, vino și intră în bucuria stăpânului tău. Aș vrea să mai repet, am spus. Dacă nu vom sluji, ni se va spune, mergeți afară. Aș vrea să fim conștienți, mă rog că Dumnezeu să ne facă conștienți de aspectul acesta. N-aș vrea noi la Betlehem să vă vindem gogoașe. Spunea că e bine. Nu e bine. Dacă nu îl vom sluji pe Dumnezeu în ziua veșniciei, ni se va spune, depărtați-vă de la mine. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Dacă nu îl slujim pe Dumnezeu, îl vom sluji pe diavolul. Că nu se poate să stai fără lucru. Dacă nu îl slujim pe Dumnezeu, îl vom sluji pe diavolul. Păzește-ne, Doamne, de lucrul acesta.
Poate ni se pare la un moment dat că putem sluji la doi stăpâni. Și ne învăța cuvântul lui Dumnezeu miercuri că nu putem sluji la doi stăpâni și nu putem sluji. Haideți să fim înțelepți. Să alegem să slujim lui Dumnezeu. Și slujba la care ne-a chemat. Mai sun, mai citiți în Scriptură. Vedeți, căutați să vedeți la ce v-a chemat Dumnezeu. Și slujba la care ne-a chemat Dumnezeu, să o facem. Să o facem cu statornicie. Să o facem cu dragoste. Să o facem din toată inima. Să o facem și atunci când e greu. Și vom vedea că talentul nostru va mai aduce și alți talanți. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Amin. Puteți să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru mesajul acesta de chemare la slujire. Să știți că în Biserica Domnului nu există șomeri, nu există pensionari. Fiecare dintre noi avem o slujbă care trebuie să o facem în măsura darului pe care l-am primit din partea Domnului. Aș fi vrut să vă povestesc povestea Lidiei. Nu este vreme acum, dar cu o ocazie cât de repede, sora Lidia va veni aici și va avea o mărturie pentru noi cum Dumnezeu lucrează și cred din toată inima că va fi o întărire pentru biserică. Mi-a pus Domnul pe inimă lucrul acesta, o să stăm și o să programăm într-o duminică în care sora Lidia va veni și va avea povestea ei de viață și cred că va fi o încurajare pentru mulți. Mergem cu gândul acesta să-L slujim pe Domnul. Noi ca și biserică suntem într-o perioadă destul de aglomerată. Ultima lună în care la biserica din Ghioroc se fac ultimele finisaje pentru deschiderea în a doua zi de Rusalii. Luni dimineața va fi cu ajutorul Domnului deschiderea bisericii pentecostale din Ghioroc. Sprijiniți această lucrare prin rugăciune, prin dărnicie, prin mesaje de încurajare la fratele Onesim, cei care aveți inima și vreți să lucrați, vă așteptăm acolo pe șantier, Domnul să vă binecuvinteze. Săptămâna viitoare, tot pentru Biserica Betleem, vom depune dosarul pentru autorizația de construcție. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat, au ieșit toate avizele favorabile, ceea ce a fost pentru noi o povară, Domnul a deschis uși, am întocmit aproape tot dosarul, mai sunt doar câteva lucruri de făcut. Credem că săptămâna viitoare îl vom depune în vederea primirii autorizației de construcție și apoi în maxim o lună, cu ajutorul Domnului, și vom săpa. Domnul să binecuvinteze și lucrarea aceasta. Când vă aduceți aminte, rugați-vă, Domnul să deschidă uși, să deschidă inimi, ca să fie lucrarea aceasta pentru lauda lui Dumnezeu. Dacă nu sunt alte anunțuri, da, miercuri, fiind ultima miercuri din lună, nu uitați, este o seară prelungită de rugăciune. Așa obișnuim ca ultima miercuri din lună să avem o seară mai specială. Avem frați invitați, veniți pregătiți pentru această lucrare. Veniți de la ora 4 și jumătate, 5, ca să vă mărturisiți păcatele. Când ieșiți la ungere, e bine să fi trecut înainte pe la mărturisire. Veniți să stați de vorbă cu frații, dacă aveți cauze speciale, veniți pregătiți ca Dumnezeu să lucreze. Și sunt convins că Dumnezeu va deschide aici o ușă de har în care ne vom bucura în prezența Lui. Formularul 230 pentru redirecționarea impozitului pe profit. Îl știți, v-am tot spus, astăzi este ultima zi. Aveți acolo ca să-l completați, să-l predați tot la frații care vi-l dau. Dacă nu reușiți astăzi, până mâine cel târziu să-l trimiteți completat și semnat fratelui Vali Bala, care este casierul bisericii, ca mai apoi să-l putem depune la ANAF. Domnul să vă binecuvinteze. Mergem acasă cu gândul acesta de slujire și rămânem în atenția Domnului. Amin. Biserica se poate elibera.